Bună dimineața, oameni buni! O nouă emisiune în deplasare, pentru că așa se întâmplă când ai lucrări la sediu, deci suntem în deplasare, de data aceasta la sediu unui partid, AUR, așa cum îl știe toată lumea, și am făcut această deplasare pentru că ieri, într-o conferință de presă, ne-a fost anunțat candidatul acestui partid la fotoliu de președinte al Consiliului Județean Neamț. Mărturisesc că, într-un fel, a fost pentru mine o surpriză această nominalizare a senatorului Sorin Vavric, dar, pe de altă parte, acest anunț va crea puține probleme, probabil, de organizare la nivelul celorlalte partide. Deci, împreună cu domnul senator, într-o emisiune, acasă la domnia sa, bună ziua! Bună dimineața, domnule Valentin Bălănescu, și vă mulțumesc pentru promptitudinea cu care ați reacționat la anunțul de ieri. Nu se putea altfel, pentru că, spre deosebire de alții din zona media, și eu nu vorbesc de Neamț, în general, am luat în calcul de la început faptul că AUR va fi, cel puțin înainte de alegerile europarlamentare, unul dintre jucătorii importanți ai scenei politice naționale. Și dacă țineți minte, chiar la primele emisiuni pe care le-am făcut, când erați, să spunem așa, ostracizat, ca să nu spun altfel, am mers pe această idee că AUR, dacă își va respecta principiile la europarlamentare, cel puțin, nu știam că vor fi atunci comasate, va face un scor foarte frumos. Ei bine, acum lucrurile s-au schimbat, a fost nominalizat drept candidat și, având în vedere comasarea, se joacă un joc extrem de interesant. Dar cum a venit această nominalizare? De sus, de la partid? Sunteți în poziția de frunte, mai de sus decât dumneavoastră sau din interior, de la nivelul filialei? Nu, a venit de la mine și de la colega mea, de la doamna deputată Dumitrina Mitrea. Ne-am uitat la echipa pe care o avem aici. Știm că în Neamț și în genere în Moldova AUR-ul este întâmpinat cu multă simpatie, știm că avem mari șanse și atunci ne-am zis, dacă toți suntem pe val, ar fi păcat să nu ne ridicăm la înălțimea valului, să nu împingem în față niște persoane a căror elevație să fie pe măsura așteptărilor românilor. Nu sunt narcisic, nu mă iubesc din calea afară, nu-mi place să mă laud, îmi știu lungul nasului, nu sunt infatuat, dar mi-am zis că unul ca mine, dacă intră într-o asemenea bătălie, poate să tragă partidul și filiala după el. Ambiția mea, dincolo de dorința de a ajunge să fiu președinte în Consiliul Județean, dorința mea este ca scorul pe care îl obțin eu să fie mai mare decât acel al partidului, pentru că acesta este indiciul care îți spune ce pregnanță și ce răsunet ai tu în mintea românilor. Mi-a dat seama că este un angajament foarte, foarte greu de... Vă spun o platitudine pe care o știm toți. La locale contează și persoana, nu doar au partidul care te împinge. Bun, acum haideți să discutăm, că știu sigur că cu dumneavoastră pot discuta lucrurile astea. AUR are în sondajele făcute de celelalte partide, nu știu dacă dumneavoastră ați făcut sondaj în Neamț. Nu, n-am făcut deocamdată. Are un scor bun. Dacă, de exemplu, îți spune cineva că ai 17% și este contracandidatul tău, poți să adaugi liniștit încă 3% fără probleme. Dacă el îți spune că are 27, poți să tai 2% dacă el și-a anunțat doar 27. Deci, e un scor bun pe partid. Eu vă spun, ca unul care a mai văzut ceva din aceste sondaje, că sunt zone în județ în care AUR este peste procentul anunțat mediu și chiar bine. Ei, părerea mea este că va fi foarte greu, foarte greu să depășiți scorul partidului.
Nu este o chestie în care să vă spun că, domne, vai, doamne, n-o să... Nu. Nu, va fi greu pentru că scorul partidului este unul destul de important. Și pentru județ contează, când te bați pentru președinția Consiliului Județean, contează foarte mult activul de partid din județ. Așa este, da, fără îndoială. Iarăși nu vreau să vă spun poncif, o platitudine, însă contează persoana și răsunetul pe care îl am oameni, chiar dacă partidul lui se află la o cotă mare. Bun, haideți atunci să pornim de la situația actuală din județ și să vedem cum o vede candidatul Lavric și care ar putea să fie câteva dintre, nu, eu nu vă cer să-mi spuneți programul electoral, câteva dintre direcțiile pe care va merge candidatul Lavric, cu care va merge candidatul Lavric în fața alegătorilor din orașe și din zona rurală. Da. Păi, cel întâi mesaj pe care îl voi transmite este că politica făcută de un Consiliu Județean nu stă doar în administrație și atât, adică în canalizare, electrificare și așa mai departe, drumuri. Politica constă într-o aspirație de tip cultural și spiritual, gândindu-mă la ce valoare are județul acesta. Valoare care a fost terfelită în toți acești ani de predecesorii mei, în măsura în care voi ajunge un președinte acolo. Asta trebuie făcut. Politica trece și prin morală, trece prin capul oamenilor. Iar oamenii sunt resemnați, au ajuns să se împace cu propria sărăcie și te doare inima când vezi că vine un italian, pentru că noi avem foarte mulți italieni aici care au venit prin soțiile românce și am un italian care îmi spunea: aveți tot ce vă trebuie în județ, absolut tot, ape, păduri, slazuri, pășuni, tot ce vreți. De ce Dumnezeu vă complaceți în sărăcia asta și lipsa de spirit gospodăresc? Ce Dumnezeu se întâmplă cu voi? De aici pleacă totul. Și apoi această tradiția furtului și a lașității președințelor de Consiliul Județean. Este o dramă, parcă apasă așa un blestem pe umerii președinților de Consiliul Județean să aibă tot timpul o reputație de hoți. Cu vorba, cu apoftegma asta care a devenit tradiție în mintea românului, da, a furat, dar a mai și făcut. Deci a mai și făcut, da. Asta e mesajul pe care vreau eu să-l transmit. Gândiți-vă că eu sunt absolvent de medicină și de filozofie. Experiența mea în administrație este foarte precară. Deci în ultimii 3 ani tot lucrând cu primarii și întâlnindu-mă cu ei am început să capăt o imagine. Voi învăța tot ceea ce înseamnă administrație. Aș fi un impostor să spun acum că mă pricep. Nu mă pricep. Dar se învață ușor. Am văzut, mi-am printat toate atribuțiile Consiliului Județean, ce înseamnă. Toate atribuțiile acelea, dacă nu au corespondență în realitate și nu capătă chip real, atunci eu, la rândul meu, voi fi un soi de pastișă și de clonă a lui Arsene. Nu vreau asta, nu vreau pentru nimic în lume. Veți deveni, dacă nu veți face altfel lucrurile, prizonierul funcționarilor prin Consiliul Județean. Da. Cum se întâmplă lucrurile de ani buni de zile. Uitați, vă dau un exemplu. Eu să fi fost președinte, dar dacă mă gândesc de cum ați fi reacționat dumneavoastră, axa strategică Piatra Neamț, Bacău, o șosea, despre care se vorbește de ani de zile, din 2014, ceva de genul ăsta, a fost cică finalizată, am avut un comunicat de presă victorios, cu imagini, cu domnul președinte, cu colaboratorii pe axa respectivă, foarte frumos, jos pălăria, mesajul. Transportatorii de acum vor avea pe unde să meargă un drum, ok. Ce constatăm noi mergând pe drum? Pe celebra axă strategică, la după prima, primul semigiratoriu undeva, spre, cum se cheamă acolo, Căliman, ceva de genul ăsta, numai Dochia, așa? Mm-hmm. Un pod frumos, spoit, aranjat, în față un semn de circulație. Interzis accesul cu peste 30 de tone masă totală autorizată. Și am întrebat, băi, oameni buni, axă rutieră strategică, nouă, investiție de 300 și ceva de milioane de lei, mă rog, și podul, a, nu știți, podul doar, i-am turnat un asfalt, i-am schimbat balustradă, le-am dat cu varta pe dedesubt, n-am făcut nimic. Și zice, dar totuși am făcut ceva. Înainte era restricție de 20 de tone, acum e 30 de tone. Da, dar o mașină, un cimentruc, să spunem, sau unul din ăla care cară motorină sau benzină, nu poate să treacă. Păi și atunci,
De ce drum, frate? Cum, vă dați seama cum ar reacționa un om normal la chestia asta? Este o tâmpenie administrativă, de bani mulți. Cum ați fi reacționat? Aș reacționa ca dumneavoastră. Și aș lua pe cei experți consilieri care au putut să gândească așa ceva și le-aș făcut plângere penală. Asta trebuie făcut cu ei. Valoarea unui președinte, dincolo de calitățile lui intrinsești, stă în calitatea și în competența consiliilor de care se înconjoară. Dar cum spuneați dumneavoastră, dacă ajungi să fii prizonierul unor incompetenți, care nu le stă sau mintea, interesați. Sau interesați, care nu le stă mintea decât la bani, cum s-a întâmplat decenii la rând, atunci faci o figură atât de deplorabilă că mai bine te duci acolo. Da. Cam așa văd. Eu v-am dat un exemplu, dar sunt zeci de asemenea exemple. Nu mai vorbim de politica de investiții catastrofală în zona sănătății. Și știți foarte bine asta. Da, infrastructura la pământ, da. Deciile, da. Bun, haideți să continuăm. Deci, am înțeles această latură morală a activității unui președinte, pentru că ar trebui, într-adevăr, să avem comunități locale care să fie extrem de unite, extrem de conștiente de trecutul lor și de posibilitatea de a trăi mai bine. Și avem câteva lucruri de genul acesta. Pe Valea Muntelui sunt câteva zone în care sunt oameni care țin la locul respectiv. Și am participat recent, chiar împreună cu cel care face transmisia, la un eveniment care s-au adunat 400 de oameni pentru să-l comemoreze Părintele Iustin. Și niciun politician n-a fost invitat. Dar a fost un moment patriotic, autentic, autentic, și în care s-a simțit unitatea celor de acolo și dorința lor de a-și păstra tradiția, românismul, ortodoxismul, în forma lui, aceea normală, fără istericale, fără alte lucruri de genul acesta. Deci, Filon există. Trebuie doar ca el să fie, cum se spune, și ajutat. Da, Filon există neîndoielnic, numai că politicienii noștri sunt fie opaci, ori atât de timorați, încât nici măcar nu mai pomenesc de asemenea figuri emblematice, cum este Iustin Pârvu. Eu am participat la aniversarea zilei lui, dar la Biblioteca Chirileanu, într-un cer de strâns, dar a fost Părintele Stareț Hariton, a fost Părintele Protopop Valentin Tofan. A fost o aniversare, dar într-adevăr nu la amplitudinea aceea. Și aici a fost Părintele Hariton și pentru prima dată l-am auzit vorbind aproximativ 20 de minute, amintiri despre Părintele Iustin și Părintele Hariton, dacă îl vedeți într-un clip, cântând pentru Părintele Iustin. Deci lucruri absolut senzaționale. Absolut senzaționale. Nu, aici nu fac nicio grijă pentru că am excelat pe această latură și aici și în Senat. Am vorbit și despre Caraza și despre Nicolae Popa și despre Grebenea. Nu, aici nu. Sigur, voi fi la nivelul așteptărilor. Unde trebuie eu să învăț din partea aceasta administrativă pe care dumneavoastră deja ți-a atins-o cu exemplu dat cu drumul strategic, județul ăsta trebuie luat și făcut bucată cu bucată, începând cu acela furisit de pod de la Luțca, care stă acolo într-o stare de ruină și nimeni nu face nimic, e lipsa de voință a politicianului. Nu vrea să facă, nu vrea să facă. Sau vrea să facă într-un anumit mod care să genereze niște avantaje, probabil pecuniare sau de alt tip. Dar s-a intrat e un râu mlăștinos în care merg toți și niciunul nu are curajul să iasă pe mal. Să spună, bă, ia, haideți, bă, ori îl asanăm, ori facem ceva aici. Da. Bun, să continuăm. Aur, în momentul acesta, are un, să spunem așa, corp de activiști în Neamț care să fie folosibil în campania electorală în toate zonele județului? Cred că în două treimi, da, avem. Acolo unde avem organizație și unde avem membri. Avem, deci oameni de mers pe teren. Pentru da. Dumneavoastră este esențial. Da. Și aici va trebui probabil să asistăm în perioada următoare la un fel de
e organizare, probabil, la nivelul partidului, ca activitate electorală. Pentru că acum 4 ani, să ne aducem aminte, ați fost, ca să spunem așa, boicotați, discreți, discret, da. Dar rezultatul a fost neașteptat. E, acum toată lumea așteaptă altceva. Și eu vă întreb pe dumneavoastră, care sunt, ați spus, nu mă pricep la administrație. Ce alte lucruri credeți că vi se vor reproșa în campanie? Cred că ăsta va fi principalul lucru, și anume lipsa de experiență administrativă, atât. În rest, nu știu ce. Păi o să vă spun, eu sunt, să spunem, domnul Lazar, da? Sau domnul Harpa, că ei vor fi, probabil, contracandidați. Domnule, dumneata, vii de unde să ne înveți pe noi în neamț? Păi vin de la, nu știu, de la înălțimea dorinței mele de a schimba un județ superb. Nu am nici cel mai mic complex de inferioritate față de domnul Lazar sau față de domnul Harpa. Nu fac, mi-aș dori în toată inima ca lupta dintre noi să fie o luptă de idei și nu de atacuri la persoană, să nu sunt până într-atât de naiv ca să vă închipui că nu veți fi atacat. Se va desfășura campania așa sub egida nobleței cavalerești, că totul va fi... Va fi o dispută în Agora, un așa. Turnir, da, un turnir în Agora ideologic, doar așa, schimb de nuanțe și de idei. Nu am nici amică intenție să insult, să-i atac la persoană, iar la reproșul pe care noastră mi l-ați spus... Nu-i reproș, eu v-am spus ce vor spune ei. Da, iarăși nu îmi place să mă laud, dar de vreme ce am putut să traduc Heidegger și să ajung doctor în filozofie cu noi, ca cred că pot să văd și administrație locală într-o săptămână, nu-i mare lucru. Să știți că aici s-ar putea să aveți o surpriză. Da. Deci Heidegger, da legea administrației publice locale. Legea administrației publice locale cred că va fi foarte greu, ar fi foarte greu de tradus din română în germană. Vă spun eu, deci, de ce e foarte greu de făcut legături logice între diverse articole din lege. Asta este o mare problemă aici, s-ar putea chiar să avem mari dificultăți de coerență. De coerență logică, da. Nu, n-am nicio reticență să intru în bătălie, chiar sunt sigur pe mine. Și voi avea niște întâlniri, cum să le zic eu, rodnice, fructoase, sună așa clișeu, cu adversarii mei, cu domnul Harpa și cu domnul Lazar. Pe domnul Harpa nu l-am întâlnit niciodată, pe domnul Lazar l-am întâlnit la podul de la Luțca, când am cerut și eu permisiunea să vorbesc pe un pod improvizat acolo, și domnul Lazar nu m-a lăsat pe motiv că evenimentul era organizat de liberali, iar eu eram un intrus. Dar m-am conformat și n-am zis nimic. Almiteri, relațiile noastre de distanță cordială și atât deocamdată. Deocamdată. Ei, n-ați anunțat decât aseară că veți candida. Așteptați azi, mâine, poi mâine. Da. O să apară probabil foarte curând toate acele articole care vă fac pe dumneavoastră un despre femei, misogin, etc. Da. O să apară din nou probabil acele citate din domnul Liceanu, care după ce v-a făcut, va ridica pe un piedestal, acum a încercat să dea jos de pe el, adică toate lucrurile astea vor apărea 100%. 100%. Acum nu știu ce e mai rău, să fii dat jos de pe un piedestal de Liceanu sau să te înjure cum se înjură între ei cei doi șefi de partid pentru nu știu ce și pentru nu știu ce. E și asta o problemă. Da. E și asta o problemă. Da, cred că am pielea destul de bătătorită după 3 ani de viață parlamentară, când am fost fugăriți, am fost vânați. Pude, și atunci nu... Deci eu înțeleg că cea mai bună slujbă care poate să fie acum în România este să fie angajat la cabinetul parlamentar al cuiva de la AUR. Nu te poți prezenta la locul de muncă și poți să-ți iei banii, nu? Așa este? Am înțeles că v-au interzis să vă aduceți colaboratorii. Acum da. Păi nu e bine așa? Deci eu vin să mă angajez la dumneavoastră, să ăștia vă pun interdicție să vă aduceți colaboratorii în Parlament? Și atunci ei stau acasă și își iau banii. Nu, condiția asta de trântor nu se va întâmpla, pentru că o să se ducem în alt loc, în alt sediu și vor lucra de acolo. Dar, într-adevăr, interdicția există și la Senat și la Camera Deputaților.
E un soi de răzbunare pentru protestul nostru spontan pe care l-am făcut la PSD în incinta Parlamentului atunci când au anunțat comasarea legilor. Pentru că comasarea legilor a fost făcută anume împotriva noastră pentru a-și folosi armata de primari și de consilieri pentru a-i mobiliza pe oameni. Am discutat și ieri în conferința de presă. Deci este clar, comasarea legilor este făcută din cauza dumneavoastră. Acum, eu nu mai știu atâta logică cât eram, aveam pe Jean-Pierre, un profesor la Iași, Ioan Petru, noi spuneam Jean-Pierre. Așa, și... Dar spune așa, eu din câte am înțeles, facem comasarea pentru democrație, e democratic să o facem comasarea, este ok, dar pe de altă parte vine domnul Ciolacu și spune, domne, trebuie să luptăm cu extremismul. Mai vine altul și spune, domnule, un singur partid nu poate lupta cu extremismul, trebuie să fim amândouă. Păi și atunci, logic... Unde e democrația? Unde e democrația, pe de o parte, și doi, pe de altă parte, dacă sunt atât de mari și puternice partidele astea și nu pot lupta cu AUR singure, mă rog, să spunem și restul partidelor care vin pe siajul AUR, înseamnă că stați mult prea bine în sondaje și lucrul ăsta nu apare, nu? Sau cum e, că nu înțeleg. Ordinul a venit de la Bruxelles, domnul Bălănescu, de la Bruxelles și pe semne că și de la Washington. În toată Europa, mișcările naționaliste, suveraniste, au izbucnit și cresc. Și există o cumplită frică la Bruxelles, la Comisia Europeană, ca nu cumva în Parlamentul European aceste mișcări să capete pondere și să dea tonul acolo. Și atunci se încearcă profilactic împiedicarea acestor partide să crească în vot și atunci recurg la asemenea tertipuri, de fapt, pentru a ne bloca, pentru a ne pune piedică. Asta se întâmplă peste tot. Noi vom pierde probabil 2 europarlamentari din calculele noastre din cauza acestei comasări, motivul am zis. 2 din? Între 12 și 8. Dacă obținem 10, atunci nu ne vor lovi chiar atât de mult. În 33 de locuri, dacă AUR obține 10, atunci domnul Ciucă va trebui să plece și domnul Ciolacu trebuie să fie foarte îngrijorat în privința turului 2 de scrutin la prezidențială, pentru că oricum vom introduce, al nostru candidat va fi în turul 2, indiferent care va fi acela. Sociul, aveți ceva studii sociologice pe chestia asta? Niște cercetări sociologice? Candidatul AUR va fi al doilea? Va fi sigur în turul 2 la prezidențiale? Da, din tot ce ni s-a spus, vom fi în turul 2, indiferent care va fi candidatul. Indiferent de candidat. Pentru că avem valul acesta, pe de o parte, de simpatie și de entuziasm față de noi și în același timp de scârbă, de repulsie, de aversiune față de PSD și PNL. Oamenii nu-i mai vor. Oricâtă influență ar avea ei prin pârghile lor financiare sau edilitare, oamenii nu-i mai vor. Și atunci avem o șansă istorică pe care o știu și adversarii noștri și tocmai de aceea ne împiedică. Cât pot ei să ne împiedice. Dar, bizar de pildă, a anunțat acum domnul Ciolacu că ai voie pe 9 iunie să candidezi concomitent, ceea ce iarăși coerența logicii, concomitent și la europarlamentare și la locale. Deci eu pot să candidez și președinte la CJ și în același timp să mă văd pe listă și la europarlamentare. Stați un pic, înseamnă că vă puteți candida așa, la primărie și la CJ nu și... cred, la locale, nu doar într-un loc. Stați un pic, dar democrația e democrație, trebuie să mai apară o lege, nu? Poți să candidezi la Consiliul Local, la primărie, la Consiliul Județean și președinte Consiliul Județean, nu? Te duci și la europarlamentare. Și încet, încet ne îndreptăm spre acea poză unică care era, pe vremuri, tovarășul. Da, nu știu ce au în cap, oricum vor schimba în următoarele săptămâni codul administrativ în așa fel încât să poată comasa localele cu europarlamentarele și vom vedea. Dar nu-i văd deloc bine, știu asta. Românii se trezesc, nu mai pot păcăli, pentru că ipoteza de la care pleacă ei, premisa de la care pleacă este cu totul falsă și anume că îi pot juca pe degete pe români care sunt naivi, creduli, înghit orice balivernă și că până la urmă vor câștiga așa cum de 30 de ani câștigă.
Și când te uiți ce s-a întâmplat în județul ăsta, că nu avem industrie, nu mai nimic, 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 nimic. Oameni, nu vă treziți, sau vă ce avem, seama. Sau ce avem sunt niște oameni care au investit ei fără sprijin, adică nu este, mai avem câteva flori în județ, câteva flori, oameni care au investit, dar unii dintre ei sunt chiar terorizați de instabilitatea financiară promovată de guvernele României, de modul în care se schimbă legile în timpul jocului, adică în cursul anului fiscal, cum a fost anul trecut. Și atunci ei așteaptă, pe ei nu interesează cine este cel care semnează. Da. Pe ei interesează așa, să știe că pot să-și facă un plan de afaceri pentru 5, 10, 15 ani. Da. Și să aibă o garanție că lucrurile merg. Bun, ați amintit de prezidențiale și turul 2. Eu nu prea am avut ocazia asta în ultimul timp de vorbă. Avem 3 nume până acum care sunt pe listă, mă rog, prezumtiv candidați. Simion, da, președinte. Este Simion, e Dan Puric și Florin Călinescu de la Timișoara. Actorul. Dar el a zis că nu interesează. El vrea să-și facă partid propriu, să candideze nume propriu la prezidențiale, dar știe că o asemenea intenție este utopică, cu neputință de a căpăta chip real. Dar el a vorbit cu noi. Bineînțeles că rămâne Ioan Aurel Pop, care ar fi... Asta vreau să zic, acum vreau să zic, Ioan Aurel Pop a ieșit din discuție sau nu vrea? În mare parte da, pentru că are niște probleme de sănătate cronice și în al doilea rând vrea să fie președintele Academiei Române. Și nu e genul de om care să intre într-o asemenea murișcă mediatică, murișcă pe care o presupune o campanie electorală. Nu vrea să-și pună pielea la saramur. Vrea să-și păstreze statutul său de academician și de istoric. Vrea să rămână intelectual. Acum Florin Călinescu cu mânuțele alea două, știți că așa spuneam la televizor. Întrăgea, da. Cu mânuțele alea două, deci cu mânuțele astea două tragem biletul câștigător. Nu știu în ce măsură va fi un bilet câștigător. Dan Puric este un personaj fabulos din multe puncte de vedere, e un actor bun. Nu știu în ce măsură oamenii de genul ăsta pot să ducă dârva la unei campanii. E foarte greu să duci dârva la unei campanii naționale și amândoi sunt niște artiști în felul lor. E o dârvală, nu faci. Uitați-vă ieri domnul Ciucă la Piatra Neamț. A fost la Piatra Neamț și, sincer, acum se vedea că este extrem de obosit, a confundat de două ori județul Neamț în două locuri diferite. Se vedea clar că este obosit. Gândiți-vă ce înseamnă o campanie la nivel național pentru cineva care nu e obișnuit cu așa ceva. Și atunci, un om ca Simion, eu nu discut așa, da. E mai implicat în fenomen și mai are pielea mult mai tăbăcită decât un Dan Puric, de exemplu. Nu vorbesc de Florin Călinescu. Da, eu v-am pomenit de câteva variante, dar din afara partidului. Să nu uităm că vom face o selecție interioară lăuntrică în partid. Se va face un sondaj. Și vor ruga pe români pe platforma noastră, ia votați, uitați, îl punem pe George Simion și lângă Claudiu Târziu, Sorin Lavric, Dan Tănață și să zicem Antonio Andruscea, care sunt deja personaje cunoscute, în autoritate, da. Știut. Hai, votați pe cine preferați. Și în funcție de ce va ieși, firește, e previzibil ca George să iasă primul. Dar facem așa ceva, ca măcar să avem o reacție, un ecou care să fie exact pe potriva simpatiilor de care ne bucurăm în ochii membrilor. Am discutat ieri și în conferința de presă. Despre, doamna deputată a vorbit despre trecerile din PSD în PNL și invers. În momentul acesta, dumneavoastră, partidul a declarat că, domnule, îi primim pe toți care vor să vină la noi. Îi selectăm, dar îi primim. Vedem ce e cu ei. Aveți semnale în momentul ăsta că în Neamț mai vin oameni de gen primar, viceprimar spre dumneavoastră? Da, m-am și întâlnit, nu cred că se cuvine să dau nume, că nu vreau să-i pun într-o lumină neprielnică. Da, au venit foști parlamentari, au venit oameni care vor cochetează cu ideea de a fi președintele CJ-ului sau să candideze la primărie, vin,
Știți foarte bine, domnul Bălănescu, că în clipa de față există o strategie PNL-PSD de a trimite către noi oameni cu valoare care să vină, să ne dea bani, să ocupe posturi, să ajungă în posturi după alegeri, indiferent că-s locale, după parale, care, ca apoi să plece înapoi, de unde au venit. Sau chiar dacă nu pleacă, fac politica lor. Da. Deci va fi o implozie din lăuntru dacă nu suntem suficient de prudenți. Ne dăm seama de acest lucru. Dar George Simion a spus, dacă voi ne-ați lovit pe la spate, comasând alegerile, atunci noi vom folosi chiar armele voastre. De vreme ce voi aveți o armată de primari care vă pot asigura secțiile de votare și pot mobiliza pe oameni să meargă la vot, vom căuta să avem și noi primari de la voi. Dacă cei de la PNL trec, cei de la PNL trec la PSD, cum se întâmplă acum în Timiș, acolo este deja o avalanșă. Luăm și noi, dar cât de cât să nu fie niște oameni cu o reputație de hoți, de lași și de proxeneți, ca cât de cât în secțiile de votare să avem o siguranță că nu se va fura. Cealaltă teamă uriașă a noastră este că a apărut acest STS, acest serviciu de telecomunicații speciale, care este de fapt un serviciu de informații, este o instituție cu profil militar, acolo nu există transparența informației. Iar AEP-ul, Autoritatea Electorală Permanentă, este însoțită, este dublată de acest STS, iar ei au controlul informației pe rezultatul alegerilor. Frica noastră este că se va întâmpla la noi ce s-a întâmplat în America. Trump a pierdut pentru că au existat niște softuri foarte sofisticate la care nu au avut acces decât adversarii lui. L-au păcălit, l-au jucat pe degete și pe el și pe americani. Și la noi se poate întâmpla așa. Iarăși, apoftecmă pe care nu o suport, în afară de ce a furat și a făcut bine. Nu contează câți votează, ci cine numără. E groaznic dacă am ajuns acolo, dar într-acolo mergem cu această digitalizare completă peste tot. Iar noi nu vom avea, singura noastră putință de a contracara o asemenea perfidie electorală, va fi să facem o numărătoare paralelă. Atât putem face. Trebuie să aveți oameni în fiecare secție de votare. Asta e. La deschidere, oameni care să fie devotați și în momentul deschiderii, numărării voturilor și semnării proceselor verbale, să nu semneze decât dacă sunt sigur că voturile au fost numărate corect. Pentru că este celebra cheie în alegeri, pe fiecare secție de votare, e o cheie, așa se spune. Și ea trebuie să bată, cum era înainte la contabilitate, aveai 17 rubrici, cheltuia așa, și finalul. Cheia trebuie să pică acolo. În fiecare secție de votare este o cheie. Se potrivească. Da. Acolo contează omul pe care l-ai în secția de votare foarte, foarte, foarte mult. Pentru că dacă nu... Se duc voturile, au trecut repede. Dacă în fiecare secție de votare aveți 5 voturi anulate, faceți o socoteală, numai 5 voturi anulate. Și asta e extrem de simplu. Dacă ăsta nu a pus ștampila, nu a atins acolo, cum trebuie, sau a ieșit puțin. Ieșit pe partea da, și atunci 5 voturi înmulțiți cu numărul secțiilor de votare și vedeți cum se pierde un consilier județean. Deci cam așa stau lucrurile. Bun. Comasate locale, aveți în momentul acesta lista candidaților la primării stabilită? Completă toată? Nu. Aș fi un mincinos să spun că da. Nu avem. Îi avem pe cei de încredere ai noștri, dar avem câteva județe cu lacune mari. Câteva comune. Vorbiți de neamț. Nu avem în toate comunele și satele. Ferească Dumnezeu. Va veni astăzi și, de fapt, următoarele săptămâni, coordonatorul pe județul Neamț, doamna Ramona Lovin, și va purta niște interviuri, niște dialoguri comună cu comună, ca să vedem cum alegem. Iar acolo unde avem goluri, acolo vom aduce oameni care vin spre noi din celelalte partide. Asta vom face. Va fi o selecție atât cât putem noi să o facem după flerul și după criteriile noastre. Cu pericolul plutind deasupra noastră că vom fi infiltrați. Să presupunem că au avut loc alegerile, că ați obținut un scor bun. Eu nu pot să spun că ați câștigat, că n-ați câștigat. Eu vorbesc de Consiliul Județean. După părerea mea, în Consiliul Județean vor trebui să existe niște alianțe. Obligatoriu, altfel nu o să fie greu de crezut că cineva va lua 50 plus 1%.
Este greu de crezut. După cum cred că e greu de crezut să spunem că și PNL cu PSD vor ajunge la 51%. Deci, cu cine credeți că Aur ar putea să facă alianță? Eu vorbesc de alianță locală, eu nu discut de alianță națională. În Consiliul Județean Neamț. Deci o alianță la nivelul Consiliului Județean e cu totul altceva decât o alianță în Parlamentul. Asta am spus, de la început. De la început. Deci dacă voi ajunge președintele Consiliului Județean, voi uita culoarea politică a consilierilor de unde au venit și le voi spune la bun început. Dacă de acum acolo vreți măcar un leu necuvenit în buzunar, eu voi fi cel care vă fac plângere penală. Vreți să formăm o echipă împreună și să preschimbăm neamțul ăsta într-un model de bunăstare și de curățenie și de creștere din toate punctele de vedere, atunci acceptați acest lucru. Terminați cu gândul lăcomii, terminați cu arghirofilia. Aici nu veniți ca să faceți afaceri pe compromis. Știți care este povestea aici? Dumneavoastră veți avea un grup de consilieri ai dumneavoastră, la Aur. Să spunem 10, da? 10 consilieri. Până la 34 vor fi din partea aceea. Vor fi din alte partide. De obicei, ei respectă cuvântul partidului. Pentru că dacă nu, îi scoate din joc. Da. Și atunci, inevitabil, nu veți putea discuta, părerea mea, poate să schimbă lucrurile până atunci cu consilierii. Va trebui să discutați cu liderii de partid. Și o alianță cu liderii de partid presupune din start niște... Uite, vă dau un exemplu. În momentul acesta, în Consiliul Județean, sunt 8 oameni care au ocupat funcții pe bază de negocieri cu președintele Arsene, ca să-i dea votul în Consiliu. Și am avut recent o mărturisire publică în direct a domnului Bogdan Gavrilescu, președintele PMP Neamț, care întreba de mine, dumneata, cum ai ajuns director la ADECO? Păi, ce a fost o discuție cu domnul Arsene. Bun, pentru ce a fost discuția? Păi, ca să asigurăm pe trenilor, nu știu. Dom'le, lasă-mă, ți-ai dat votul pentru asta? Da. Ai beneficiat personal de asta? Da. Și că sunt una dintre persoanele care a beneficiat. Deci nu e singurul. Sunt mai multe. Ei, dumneavoastră veți fi președinte și veți fi pus în situația să faceți o majoritate în Consiliul Județean cu niște oameni obișnuiți să ceară. Da. Să ocupe niște funcții și să-și dea votul contra unor sinecuri sau avantaje. Ei, asta este o problemă extrem de complicată, mai ales pentru cineva pe profilul dumneavoastră. Da, eu spontan acum v-aș spune, nu le dau nicio pleașcă, nu le dau nimic. Da, dar trebuie să guvernați. Mă duc la liderul de partid și spun, fă-i ceva cu ipochimenul ăsta, fă-i ceva cu el. Nu, că ipochimenul poate să fie un om de treabă. El este ipochimen pe o listă. Înțelegeți? Da, am înțeles. Și negociază, spune, vrei votul? Bine, atunci dăm, te rog, cu tare funcție. Dă-mi apa servul, dă-mi aia, dă... Nu, că nimeni nu vrea apa servul, să fii sănătos. Da, ăla da. Nu-l vrea nimeni, ăla să fie dea toți gratis. Așa. Eu aș vrea acum să fiu justițiarul puritan care... Păi nu, de asta vă spun, sunt niște lucruri extrem de complicat de gestionat acolo, la firul ierbii. Că vei câștiga și vei fi foarte bucuros și a doua zi te întreb, bun, ok, eu cu cine lucrez? Că am de ales. Poate unii cer mai mult, poate unii cer mai puțin, dar toți vor cere. Da. Vedeți? V-am încărcat? V-am zis, mi-ar fi ușor să vă fac să intru în pielea judiciarului puritan care va aduce morala strictă de tip kantian și imperativul categoric infailibil, dar aveți dreptate. Politica înseamnă negociere și concesii. Important e că concesiile astea să nu te dărâme și cel mai important este să nu te gândești la bunăstarea ta, la căpătuiala ta. Asta mi se pare cel mai important. Și apoi reacția cu omul. Dacă lași o impresie bună și te recunosc, îți recunosc autoritatea, atunci poți lucra cu el. Iar eu nu sunt un bătut în cap, nu sunt un încuiat, nu sunt un autist. Cred că pot discuta civilizat cu oricine, dar în niciun caz, dacă se va ajunge la așa ceva, la căpătuială, nu vreau ca despre mine să vorbească urât așa cum s-a vorbit despre predecesorii mei de la Consiliul Județean. Nu vreau asta.
Eu v-am înțeles. Domnule, încă o întrebare. Prin formația dumneavoastră și prin statura politică, multă lume zice, domnule, de ce să rămână Lavric la Neamț, președinte de Consiliul Județean? El va candida, va trage lista, chiar dacă va câștiga, va face următorul lucru. Va candida la parlamentar și va pleca. Nu, nu plec. Vă dați seama că nu plec dacă intru în jocul ăsta. În plus, mi-am zis de o vorba lui Noica. Că noi suntem obișnuiți în Neamț, s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Primari au mers și după aia s-au dus parlamentari. Adică știți lucrul ăsta? Și de asta vă spun, dumneavoastră sunteți totuși a treia persoană, cred că nu greșesc, ca poziție politică în aur. De obicei, oamenii ăștia sunt în Parlament. Da, mi s-a zis asta. Du-te, domnule, fii senator acolo încă 4 ani. Ce te intri tu în nebunia asta, în stufoșenia asta administrativă? Ce să cauți aici? Păi tocmai de aceea. Hai să luăm laștina asta, să încercăm să o drenăm. Nu, chiar dacă ajung președintele CJ, nici vorbă să-mi dau demisia ca să candidez după aceea la Senat. Nici vorbă. Da. Nu, de asta sunt lucruri care trebuie lămurite. Pentru că oamenii când se uită la mine, zic, doamne, ce vrea ăsta să... Exact, a venit filozoful de la București ca să schimbe județul. Lasă-ne pe noi aici cu moravurile noastre și cu prejudecățile noastre. Nu, sunt legat, socrii mei, soția mea, sunt din Neamț, sunt de aici, sunt deja naturalizat aici, am un buletin de Neamț. Aici rămân. Deci am bătut-o în cuie. Promisiunea e zidită. Am bătut-o în cuie. Nu plec. 4 ani stau pe președinte de județ ca să schimb. O să mă urmăriți tot timpul și o să... Asta puteți fi sigur. Asta puteți fi sigur. În ciuda simpatiei pe care o am eu pentru omul Lavric, da. O să vă urmăresc, asta e situația, nu avem ce face. Da, este deci rolul gazetarului, da. Bun, acum, cum ar arăta, știți, președintele Consiliului Județean are dreptul să-și aleagă niște oameni care să formeze cabinetul președintelui. De obicei, situația este așa. Oamenii sunt ori fie din zona cercului de prieteni foarte apropiați, ori partidul își trimite niște oameni care să iau acolo un salariu și să-l și supravegheze pe omul respectiv dacă își face treaba bine și respectă indicațiile de partid. Deci dumneavoastră aveți dreptul să alegeți, mi se pare, parcă 6 sau 4, nu mai știu, 4 cum se spune, 4-6 consilieri. Ce fel de consilier veți aduce? Vă gândiți să aduceți? Da, să mă, niciun caz nu o să-mi aduc rudele sau persoane recomandate de prieteni sau de membrii partidului care pretind că îmi trimit niște oameni buni. Dacă sunt competenți, sunt cinstiți, vor fi lângă mine. Chiar dacă primesc ordini de la București, eu, fiind președintele CJ-ului, nu va trebui să le dau lor socoteală. Asta nu înseamnă că o să mă rup de partid și nu o să le împărtășesc doctrina. Ținând seama totuși de locul meu în ierarhia partidului. Dar voi căuta, știu că sună lozincă găunoasa, promisiune de șartă. Trebuie echipă. Eu încerc să vă antrenez. Să mă antrenez. Eu încerc acum să vă antrenez. Deci nu vreau să mă înconjur de obedienți, de lichele și mai ales de oameni mediocri. Un șef adevărat caută să se înconjoare de niște oameni a căror competență poate să o depășească pe a lui. Eu n-am complexe de inferioritate să adun lângă mine unul mai bun decât mine. Să vă spun ceva. N-am auzit niciun președinte de Consiliul Județean care pe aceste locuri, care sunt locuri, păi să zică, păi, ia hai să faci un concurs, așa, al meu. Să vedem cine se înscrie să vină alături de mine și să văd dacă pot selecta de acolo ceva. O sugestie pe care sper să nu uit dacă ajung acolo. Să vin eu. Da, să vă spun. Noastră, domnul Lavric, ați uitat ce ați spus în pre-campania electorală? Și acum ce faceți? V-ați băgat rudele și prietenii și cumetrii și... Și oamenii de partid fără competențe. Fără competențe. Că asta este marea dramă. Bun. Știți că sunteți într-un județ, veți candida într-un județ în care toate pârghiile administrative în momentul acesta sunt în altă zonă. Deci toate pârghiile administrative. Asta presupune
o activitate foarte, foarte susținută. Cât veți sta în Neamț de acum? De acum încolo, miercuri voi veni și plec duminica, decât cu anumite excepții, când trebuie să mă duc în alte județe. Da. Mai aveți și alte județe în coordonare? Mai am Harghita, dar este un județ sinistrat din punct de vedere românesc. 11% sunt români, restul e secuime. Și deși sunt foarte puțini români, se ceartă între ei într-un mod apocaliptic. Unul nu trebuie să mai facă nimic, doar trebuie să urmărească spectacolul dezbinării românești. Iar eu n-am putut să-i unesc. N-am putut să-i unesc, așa că în Harghita mai lucru nu se poate face. Nu este un județ pe care să mizăm. Vom lua câteva mii de voturi, dar dacă băgăm câțiva consilieri în Toplița, acolo e orașul cu precădere românesc. Și în comunele din zona respectivă. Vezi, da, mai sunt Bălan și atât, rest, nu. Așa voi veni. Voi veni miercuri, plec duminică și voi merge în teren, voi învăța administrație și voi fi pregătit pentru orice întâlnire, pentru orice ciocnire, polemică, dar numai de idei. Nu-i voi ataca niciodată la persoană pe... Dar veți răspunde dacă vă vor ataca la persoană? Nu cred, că nu îmi stă în fire. Mi-e greu să vă zic acum, nu pot anticipa, pentru că niciodată n-am... Depinde de... Da, cât de grosier sau nu va fi atacul, da, probabil. Da. Cantitativ îmi dau seama că în frontul armată, chiar dacă calitativ n-am complexe de inferioritate și n-am ce să-mi reproșez, știu ce forțe, ce cohorte, cum să le zic eu, ce legiuni de adepți au adversarii mei, domnul Harpa și domnul Lazar. Bun, acum s-ar putea să mai aveți și alți adversari, chiar din zona cu aparent aceleași idei. Da, vină, SOS-ul, cum să nu? Să vină SOS-ul, să vină... Cum să nu? Bineînțeles. Ce mai știți de doamna Șoșoacă? Doamna Șoșoacă... A încercat să vină spre AUR sau nu în ultima perioadă? Nu, nici vorbă. Dimpotrivă, a făcut tot ce a putut ca să ne... ciocnim, mai ales prin certurile pe care le-a avut cu George Simion. Eu mă înțeleg bine cu ea în Senat. Nu avem altercații. Norocul dumneavoastră. Nu avem puncte de legătură. Numai că ea acum așa tăia craca de sub picioare, fiindcă a făcut marea greșeală de a amesteca familia politică. Nu faci așa ceva. Nu-ți pui soțul ca apoi după aceea să-l interferezi, să ajungă... Și a tăiat singură craca de sub picioare. Mai nu pot să zic. Două lucruri aș vrea să mai discutăm până la finalul emisiunii, că o să ne mai avem timp să mai discutăm de acum încolo. Unu, am văzut două abordări ale vizitei domnului Simion în Statele Unite. O abordare care spunea, domne, un succes deosebit, s-a întâlnit, a fost primit la un anumit nivel, și un altul spune, domne, s-a dus, n-a avut nicio întâlnire la nivel înalt, a fost câteva secunde cu șeful de campanie al lui Trump. Cu Steve Bannon, da. Care este în interiorul partidului mesajul după această vizită? Realist vorbind. Tot ce știu este că George Simion a dat 20 de interviuri la televiziunile de acolo și a încercat să descrie situația din România sau și legat de acest lucru. A spus în România un vot se cumpără cu $100. Asta se întâmplă, chiar a spus-o în față. Apoi a descris represaliile la care a fost supus de-a lungul timpului. Imediat au sărit pe el cum că s-a autovictimizat, că a pretins că a fost arestat de nu știu câte ori. A vorbit despre statutul lui de persoană non grata în Moldova, ceea ce este foarte adevărat. El e parlamentar român, cum Dumnezeu poți să-l împiedici. Cam asta a făcut. A încercat să descrie situația de aici, riscul globalizării și apoi tot ceea ce înseamnă idei naționaliste transmise americanilor cu mesajul prim ca Trump să câștige, trebuie să scăpăm de acest ghiuj senil pe nume Biden și de felul în care se vor petrece alegerile în America va depinde în mare măsură și caleidoscopul, eșichierul politic care se va alcătui, se va ridica în Europa după alegeri. Mai ales după cele parlamentare. În ce măsură credeți că ce se întâmplă acum în vecinătatea noastră, în Ucraina, va influența votul românilor? Pentru că avem categorii sociale, ați văzut, fermierii, transportatorii,
o parte dintre ei, nu toți, că unii... Sunt absolut revoltați pe bună dreptate. Pentru că tratamentul nu prietenesc, de-a dreptul umil al statului român față de cel ucrainian, nu a avut drept reacție un răspuns de reciprocitate. Ucrainii ne-au privit tot timpul de sus, ne-au tratat ca pe cetățeni de mâna a doua. Iohannis, o figură deplorabilă, nu are niciun rost să mai vorbim despre această mare decepție. Da, voturile astea de revoltă vor veni spre noi sau spre partidele naționaliste. Aversiunea de care vorbeam înainte. Cam asta ar fi. Vreau să mai spun ceva, dar mi-a sărit ideea când mi-ați pomenit de... Ați văzut guvernul acela din umbră pus în seama noastră, că ne-am amuzat copios. Apropo, chiar. Copios. Era o inadvertență cumplită între persoana pusă într-o funcție și funcția respectivă. N-avea nicio legătură. Cel care alcătuise acel guvern era un diletant, un semidoc, nu ne cunoștea. Eu am ajuns să fiu ministru digitalizării. Ce am eu cu digitalizarea? Mircea Dăneasă, care este yoghinul nostru, care s-a urcat în Cireș, a devenit celebru, ministru culturii. Și tot așa. Deci nu cumva era făcut ceva special pentru... Pentru terferirea și pentru acoperirea noastră de deliziune. Și atunci... Vă mirați de ce în cazul vizitei lui George Simion în America? Eu nu m-am mirat. Eu v-am spus că am văzut două abordări. Da. În general, citesc. Încă mai citesc. Apropo, nu ați mai scrieți? Țin jurnal, dar nu mai am dispoziția de spirit, starea de spirit pe care o aveam odată. Pentru că tracasările, ești într-o stare de surescitare permanentă, care nu-ți mai îngăduie răsfățul acela vieților utile. Îmi doresc să apuc să citesc jurnalul cu ziua de ieri și ziua de astăzi, să văd ce am scris, ce veți scrie în jurnal. Deci chiar sunt curios. Da, jurnalul este un mod de primenire lăuntrică, de exorcizare. Mai scap de tensiuni și de gânduri negre. Da. Eu ce pot să vă spun? Vă doresc succes în lupta electorală. Vreau să închei, să-mi dați un pronostic, dar nu mai vreau, că nu mai... O să discutăm altă dată. Nu am antene parapsihologice care să anticipez viitorul. Da? Nu. Poate veți fi ministru parapsihologiei în România. Dacă nu, eu vreau să fiu președintele CJ-ului pentru 4 ani de acum încolo și eu simt că pot să câștig. Mulțumesc frumos pentru spațiul pus la dispoziție. Să nu exagerăm, vă așteptăm la noi. Și vă doresc succes, așa cum dorim tuturor celor care participă la o competiție, care eu mi-o doresc să fie onestă, cinstită și în care voturile să meargă spre candidatul care poate convinge cel mai bine că vrea să facă și vrea să facă în folosul oamenilor, nu în folosul său. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Domnul Sorin Ravlic, invitat la el în birou, în emisiunea Cafeaua de Dimineață cu Valentin Bărănescu. Numai bine!